Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Revenind în China, hot pot este o supă, îmi plouă în gură numai că mă gândesc. Este o supă, o oală mare de supă care fierbe acolo și în ea pui chestii de pe margine. Se face de obicei pe masa restaurantului, dacă o serviți la restaurant, se aduce în mijlocul mesei această oală care conține apă și mirodenii, atât. Da. Fierbe, iar se parime, poți comanda diverse ce vrei tu. Legume, bucăți de carne, ce vrei tu, practic. De toate felurile. Și trece până cap și le vâri în oală acolo. Exact. Și după le aia mănânci. După preferință, cât dorești și poate le pui în bol împreună cu un polonicel de zeamă sau fără, alegerea ta, și mănânci cu orele. Aia se pun la masă și mănânc acolo, am văzut cu ochii mei. Am făcut și eu un hot pot, nu mi-a ieșit prea bine. Nu, păi, dar trebuie cantități mari. Există magazine, restaurante unde te duci și-ți alegi din vitrină, te duci și îți dă un lighean. Da. Și în ligheanul respectiv pui de toate, știi? Da. Trebuie să știi un pic meșteșugul hot pot-ul, adică nu le iei, că tu așa e ca necatul și de-aia și de-aia și de-aia, că îți place ideea, dar exact. Nu se combină cum trebuie. Există în București cel puțin o cârciumă chinezească pe care Luca și cu mine o știm, unde se poate mânca așa ceva. Da, și ar trebui să mai mergem. Nu zice, lasă. Am zis doar că e pe fundeni. Nu, taci. Nu spune lucruri de genul ăsta. Pe fundeni? Pe fundeni, da. Așa. Și o altă problemă cu mâncarea asiatică este că noi, caucazienii ăștia triși care suntem noi, nu avem flacăra aia de wok. Acolo nu știu ce fac. E aia puternică. Da. Pare să aibă, într-adevăr, combustibil de rachetă. Deci aia e o flacără serioasă, de furnal. Și atunci îi înțelegi pe chinezi care fură combustibil de rachetă ca să-și facă hotpot. Un fost locotenent, colonel și ofițer de stat major din armata chineză, fugit în Statele Unite, a povestit că făceau așa, scoteam combustibilul solid din rachete bucată cu bucată, combustibil solid, arde verde și nu are niciun miros. Deci perfect. Că nu trebuie să miroasă. Ți-ai fi imaginat vreodată combustibilul din rachetă? Bine, recunosc din poveștile astuia armata comunistă. Că și armata comunistă pe care am făcut-o eu era o sursă nesfârșită de furtișaguri pentru toți care erau în armata respectivă, în unitatea respectivă. Adică de acolo te duceai. Te duceai să furi ceva. Oamenii furau în permanență orice se putea. Ciorapi. L-au arestat și l-au judecat și l-au condamnat pe comandantul unității unde am făcut eu armata pe vremea comunismului, maiorul Urscianu. Făcuse o rețea de trafic și furt și furau efecte de-astea militare, chiloții, zmene și ciorapi. Înțelegi? Colonel. Și-a distrus cariera ca să fure niște chiloți. Uite, mă, dacă știam, făceam și armata. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.